Lucrările de asfaltare a ultimului lot din drumul strategic aflat în execuție se apropie de final. Constructorii mai au deturnat un sector de 3 km din stratul de uzură, situat în extravilanul localităților mășcătene, albești și trușești. Președintele Consiliului Județean Botoșan, Doina Fedorovici, a mulțumit tuturor celor care s-au implicat sau au vegheat la implementarea cu succes a acestui proiect important pentru dezvoltarea județului. Un rol important în implementarea proiectului de modernizare a drumului strategic l-a avut vicepreședintele Consiliului Județean Botoșani, Dorin Birtam. Drumul strategic măsoară 106 km, reprezentând peste 16% din totalul rețelei de drumuri județene din Botoșani. Primele două loturi ale axei rutiere, lotul 1, Mihalașeni, Dobârceni, Dângeni, respectiv Călăraș, Răuseni și Păteșilotul 3, Gorbănești, Blândești, Sulița, Lunca, Todireni au fost excepționate în timp ce pe lotul 2, Răuseni, Lipiceni, Todireni, Albești, Trușești, Dângeni, Hănești, lucrările au un stadiu fizic de realizare de peste 95%. Proiectul drumului strategic din Botoșan este cel mai avansat proiect de infrastructură rutieră finanțat prin Programul Operațional Regional din regiunea Moldovei. Valoarea actualizată a drumului strategic este de 110 milioane euro, din care 63 milioane euro este finanțarea europeană, iar 47 milioane euro sunt asigurate de către Consiliul Județean